Salutare, prieteni! Suntem la un nou episod din Cariera Viitorului, unde avem mare meci cu FC Voluntari, unde au un antrenor nou, Almiron, și jucătorii la fel de tineri și de buni. Asta și noi avem o echipă extrem de bună, o să jucăm cu Florin Coman și cu Iancu pe faza ofensivă în locul lui Rubio. În rest, vom lăsa echipa în mare parte la fel. Cât este de mare acest Carroll. Parcă este lui Beast, nu fotbalist. Și suntem pe terenul celor de la Voluntari. Dacă Voluntari ne bate astăzi, cred că ne putem lua adio de la titlu. Voluntariul începe acum să-l vedem pe Filipov la balon, se înremor, recuperează foarte bine și îl găsește pe Florin Coman la balon. Florin Coman schimbă banda până la Torje. Carroll. Mitache, pasă bună pentru Coman, scapă Coman, go! Nu e! Parcă a trecut prin poarta acest șut, incredibil, ce ratare, eu am văzut gol. Victorino, până la Tăbăcariu. Au schimbat sistemul de joc, parcă nu mai joacă cu 3 fundași. Sau tot 3 sunt. Emre Mor centrează, apără Bornescu. Lazar, ce intervenție bună a avut acolo Casap. Torje mai departe către Iancu, nu ajunge la balon. Mingea sare la Manea mai departe, Nedelcu, Casap, fentă bună. Carlo Casap, șut, prins de Bornescu. Găman sare peste toată apărarea și îl găsește pe Coman mai departe, pasă cu Torje, călcâia lui Torje pentru Coman, gol, Coman! Ce vinclu trimite Florin Coman! Incredibil sau nu, Coman reușește un Eurogol, cred că este cel mai frumos din acest sezon al Viitorului. Să vedem luarea, poate, doar mi s-ar părut mie, nu, chiar este un vinclu curat la care portarul nu a mai avut ce să facă, însă este de remarcat pasa lui Torje cu călcâiul. Și avem 1-0. Exact cum v-am spus, mă așteptam să învingem Voluntariu, pentru că jucăm destul de bine. Costin Curelea. Emre Mor, încă o pasă pentru Florin Coman, scapă Coman, apără Bornescu, să vedem mai departe, în concentrarea lui Manea către Casa, vine Mitache, șut în blocaj și este corner, care îl execută Iancu, Mitache. Încă o intervenție și mai bună, Coman, șut în blocaj al lui Coman. Oh, câte ocazii are Florin și pare să fie în cea mai bună formă a lui.
O formă care distruge practic voluntariul. Iancu. Pou, ce ocazie are Torje. Tobocariu, Andy Carroll și suntem în prelungirile primei reprize, așteptăm în finalul, recuperează bine Iancu, nu cred că mai este timp de un atac, va da Florin Coman, Florin Coman scapă Coman, 2 la 0 Coman, 2 la 0, 2 la 0 Florin Coman reușește dubla, reușește dubla. În extra minutele de prelungire din prima repriză. Un sprint fantastic al lui Florin. Am știut de ce îl titularizez, pentru că are mare viteză. Iar fundașii voluntariului sunt statici. 2 la 0, altfel intrăm la pauză acum. Bornescu a fost distrus de băieții noștri. Marinescu mai departe pentru Filipov. Filipov. Emre Mor. Bine, Coman, șut, apara Bornescu. Ocazii multe pentru echipa noastră. Torje pasează pentru Nedelcu. Mai departe Mane. Florin Coman pentru Emre Mor, Emre Mor, Emre Mor, șut blocat. Băluță intră în locul lui Iancu și Mihalcea în locul lui Emre Mor, care este în cădere de formă. Centrează pentru Coman, dar nu mai ajunge la balon Coman. Torje, încă un șut periculos. Avem 10 la 0 la șuturi pe partea Băluță, recuperează balonul și cred că trebuie să se ducă cu el. Pericol la Văduț.
Trebuie să-l facem să nu marcheze ca să o prindă podiumul golgheterilor. Mai departe Mihalcea pentru Coman. Kasap Coman. Cercat acolo o trecere în viteză. Și meciul se încheie 2 la 0 pentru echipa noastră, pentru viitorul. Florin Coman a reușit două goluri în mare viteză, a scăpat de fundaș și a șutat perfect. Nota 8, cred că merita mult mai mult, părerea mea. La cât de bine a jucat. Astra câștigă cu CFR și suntem din nou lideri, dar la egalitate cu Voluntari, ceea ce este extrem de greu. Urmează meci cu CSMS Iași, un meci care de altfel trebuie câștigat, nu ne permitem pașii greșiți. Eugen Negoi are jucători buni, iată-l pe Martin, pe Boicociuc, Țigănașu, Ciucur. Să facem câteva înlocuiri. A jucat la noi acasă. E meci important. Iată-l avem în imagine pe D'Alessandro, un puș de 16-17 ani, promovat chiar de Gheorghe Hagi. Și Lazar, sunt curios cum se mișcă acolo fundașul de 16 ani. Mitache, Carlo Casar. Gabi Iancu, acum un rup de linie pentru Florin Coman, care se află într-o formă extraordinară după dubla din meciuri cu Voluntari. Pericol la poarta Iașului. Boiciuc. Și se dă fault. Carlo Casap a faultat la jumătatea terenului, dar este iertat acolo de către Gheorghe Vasile.
Tache. Florin Coman. Coman. Ce ratare. Torje recuperează și pasează la Coman. Coman. Dar se scurg minutele, nu știu băieții, cred că s-au deconcentrat după ce au învins voluntariu ușor. Asta. Iașul pare să ne pună mari probleme. Nedelcu. Florin Coman până la Torje, Torje poate fi luat din spate, însă dă drumul la balon Coman, încă o dată Torje pasă pentru Iancu, gol Iancu! Gabi Iancu marchează din nou în prelungirile primei reprize. Acestea par cele mai periculoase pentru adversarii noștri. Bună combinația și pasa lungă a lui Torje. Viteza lui Iancu și-a spus cu frântul, iar șutul acesta la colțul scurt l-a lăsat pe panțărul fără replică și s-a încheiat, iată, prima repriză 1-0. Foarte, foarte bun acest început de... acest sfârșit de repriză, pentru că începutul a fost groaznic. Abdelawi recuperează bine D'Alessandro și pasează lui Coman. Coman până la Iancu, va departe, Torje, Torje, vine cu centrare, dar... Coman, Coman. Recuperează Kassab și încă o dată marchează Carlo Kassab. 3 goluri în 2 meciuri. Ce cifre are încinzătorul nostru. Greșeală mare acolo. Apărătorilor moldoveni. Torje. Iancu reia cu capul, dar brațele lui panțărul, hai să facem și noi o schimbare, pentru că tot avem 2-0. Schimbăm tactica. Și pe Rubio. Să-l băgăm și pe Bizonul Gnoiere.
Ce ocazie a ieșit pe sub minge Râmnicianu, iar acum Nedelcu. Nedelcu la balon, pleacă bine cu balonul, îl găsește pe Gnoiere, centrează către Torja. Coman, Coman! George centrează pentru Coman. Groere primește un avertisment verbal din partea arbitrului. Pericol în care Piccioni șut, am crezut că este gol. Suntem în prelungit. Și iată ne-am asigurat încă o victorie cu 2-0. Prin reușitele lui Carlo Kasap și Gabian cu prima repriză. Omul meciului Gabian cu Astra la bătaie de la Craiova și Voluntariu. Acum suntem la 3 puncte de Voluntari. Iată câte victorii avem. Ce de oameni avem în echipa lunii. 4 Nedel cu Casap, Eancu și Coman. Urmează meci cu Politehnica Timișoara. Ar trebui să simulăm această partidă pentru că nu cred că luăm bătaie de la Timișoara. Și nu se poate. Nu se poate lua bătaie și practic ne-au anulat punctele noastre cu Polia și punctele noastre muncite. Iată cât de spurcate sunt aceste simulări. Nu o să mai simulez până la sfârșitul campionatului. Vă mulțumesc frumos, ne vedem în celălalt episod. La revedere!